Acum, agilitatea, să vă rog, să permiteți să dau cuvântul doamnei Caterina Bărbătură, de seara. Vă mulțumesc, distinsă prezidentă. Exact, aș vrea să spun că am un principiu de la care nu am avut niciodată. Când cineva trebuie să învață să facă ceva foarte bine, trebuie să sprijin să facă excepțional. Așa că niciun caz nu... Deci există niciun pericol să politică despre Comisia de Agricultură. Eu am venit aici și vă mulțumesc pentru invitație și în anul nostru vă felicit pentru această inițiativă, pe care o găsesc este extraordinar de importantă pentru viața oamenilor din această. Nu sunt vorbe mari despre care vă spun. Am intrat și ca stată de profesor. Și tot în calitate de profesor aș vrea să și vorbesc. Nu cred că există părinte sau gazdă din această țară, până la urmă este părinte a mai mulți copii, să nu-și dorească să aibă în casă, în unul laborator sau în sala de curs, copii sănătoși, oricare de-ar fi învârstă. Și până la urmă, de aici trebuie să vorbim, suntem ceea ce mâncăm. Dacă mâncăm sănătoși, atunci șansa noastră de a avea copii sănătoși, de a fi și noi sănătoși, este foarte mare. Cred că avem o mare problemă la capitolul educației. A ceea ce mâncăm. Nu învățăm pe copii acasă de mici să se întâlnească și este o chestiune de care cred că nu o să o contrazice cu o vehemență foarte mare. Și apoi, sigur, nu învățăm că este un lucru extraordinar de important să mănânci ceea ce este sănătos ca să poți să devii performant în carieră și în școala pe care o urmezi. De aceea, profesorul a meritat ca asemenea dezbatere să încercăm să le ducem spre școlile noastre, acolo unde fiind convinsă, de la vârste mici, copiii sunt receptivi și cred că ar fi câștigați pe termen foarte lung. Apreciez și sincer vă spun că nu o spun în mod gratuit și nu o spun nici de circunstanță, din acest punct de vedere, tenacitatea cu care de aceea urmărește acest subiect. Se duce în grădiniță, discută cu directoarele, discută cu părinții, de acolo se urmărească ce înseamnă să mănânci sănătos și ce înseamnă să mănânci produsele adecvate. Din păcate, în ultimii 20 de ani, cred că alimentația noastră n-a devenit una mai sănătoasă. Și, din potrivă, am pierdut enorm pentru că și-am pierdut, cred eu, din o prea mare dragoste pentru bani. Vrem să vândem orice, oricum, oricând, să ne simțim buzunarele pline și uităm adesea că uneori vândem lucruri care ne otrăvesc viețile noastre, a semenilor noastre, noștri, și lucrurile acestea ne costă mai mult. Și în măsură ce mâncăm mai mult sunt sănătos, va trebui să creștem din ce în ce mai mult bugetul la sănătate. Este o reacție înlănțită și cât se poate de firească. De aceea mă bucur, m-am curat să-l aud pe secretarul de stat de la agricultură, spunând aici că produsele românești aproape toate sunt bio. Poate că nu în standardele acceptate la nivelul Comisiei Europene, dar prin comparație cu produsele din alte țări, în mod categoric, produsele românești sunt mult mai sănătoase. De aceea, domnule ministru, cred că am trebuit cu toții să încercăm să promovăm în mai mare măsură produsele românești. Și mă bucur de câte ori, într-un magazin de unde mă duc să cumpăr, aud din ce în ce mai multe lume întrebând, merele sunt românești, stromburii sau nu știu ce alte produse sunt din România, adică lumea a început să construiască în minte această idee că ceea ce se produce în România este mai sănătos decât în alte țări ale lumii. Și eu cred că din ceea ce aducem la export, și eu cred că lucrul acesta este un lucru pe care trebuie să-l promovăm în mai mare măsură. De aceea, ideea cu reducerea TVA-ului la produsele, poate bio, în o primă instanță, dar să încercăm, e greu să facem discriminare, să încercăm să susținem din ce în ce mai mult produsele care se înscriu în limitele, să spunem, substanțelor nocive,
sub ceea ce au cele din străinătate și a încurajat consumul lor, mi se pare că este chiar obligația noastră, o datorie a noastră de cetățeni români, care trebuie să mergem în această direcție. Dar pentru a vorbit, am adus în discuție de TVA-ul, când cei care m-au invitat aici mi-au transmis invitația, i-am asigurat că o să fac o propunere. Și anume propunerea de a reduce TVA-ul, în primul rând, la produsele din proiectul Corul și Lapte. Proiect ce ajunge în școli, la copiii mai mici de vârstă, și cred că să încercăm să aducem acolo o modificare, am realizat odată două lucruri. Pe de o parte, prin educație, copiii ar înțelege ce înseamnă un produs bio și ar crește atractivitatea. Pentru că, din păcate, boala din copac de care vorbeam ceva mai devreme, a venit oarecum ușor în derizoriu acest proiect. Corul a devenit pâine, pâine a devenit un fel de pâine pe care mulți dintre noi n-am vrea să aibă niciodată pe masă și cred că este momentul să fim cu ochii atenți la acest proiect care a adus beneficii importante când a fost introdus și cred că și în continuare poate aduce dar o modificare în sensul în care putem să scădem TVA-ul, putem să completăm acest proiect, ar putea să fie o idee foarte interesantă, să învățăm pe copii de mici să mănânce bio, inclusiv folosind pomul și lapte. În același timp și este, cred, rostul universităților și rostul universităților de cercetări, mă bucur aici să văd reprezentanții Universității de Științe Agricole și să o văd pe doamna director de la Institutul de Bioresurse și în egală măsură mă uit și la Universitatea pe care o reprezint, cred că este obligația noastră să punem în evidență ce înseamnă, într-adevăr, un produs bio, iar eticheta care se lipește pe produs să fie o etichetă sigură și poate că, într-adevăr, măsură explicativă. Pentru că sunt foarte puțini oameni care sunt cu eticheta chiar înțeleg ceea ce scrie pe etichetă. În acest sens, nu pot să nu mă uit cu admirație, m-am uitat cu admirație și mă uit în continuare la ceea ce a făcut doamna Bergu la Institutul de Bioresurse în ceea ce privește dotarea și poate inspirată de ceea ce s-a întâmplat acolo și gândindu-mă la docențelul pe care Universitatea noastră, Universitatea Politehnică din București are, am scris un proiect pe fonduri structurale, pe proiect post-CCE, pe care din fericire l-am studiat și vom avea despre 18 luni cel mai performant laborator pentru testarea alimentului. Așa am început cu capacitatea noastră de a fi arbitru neutru în raport cu cei care sunt producători de alimente, cred că este o altă direcție în care trebuie să acționăm, în așa fel încât, de ce nu, și producătorii să se disciplineze și să producă pe piață alimente mai sănătoase decât cele pe care le avem de acum asta. Oricum, discuția de astăzi și ideea că în jurul unei mese se adună oameni care își pun problema alimentației cu produse bio și a producției bio în România, mi se pare că este una care merită toate aplauzele.